Vă spuneam, pe site, pe pariu1x2.ro, am făcut o prezentare a strategiei pentru acest bilet în cotă 2. Cred că ar fi foarte bine să o citiți pentru a ști despre ce vorbim, asta în cazul în care vreți să vă faceți un update. Meciurile noastre sunt următoarele: Celtic-Leipzig 2+, Bordeaux-Zenit 2 cu handicap plus 1 și Spartak-Moscova-Rangers 1x în cotă finală de 2. Așadar am înmulțit cotele acelea din dreapta și am obținut cota finală a biletului 2 fix. Bun, mai avem câteva ponturi, colegii mei m-au ajutat cu câteva selecții și le vedem chiar acum. Vă propun să le urmărim pe ecran, le puteți nota dumneavoastră. Avem un challenger la Knoxville, Karlovski cu Clan 0-2, scor corect, o cotă bună, 1.85, Chiroz cu Rola peste 22,5 game-uri. Ceva hockey de la specialiștii noștri în această disciplină, în Rusia și... Bineînțeles, și ceva basket nord-american, e un interes mare pentru aceste partide, să vedem dacă suntem și inspirați în privința lor. Oricum, pe site găsiți multe alte detalii interesante, vă invit și acolo. Atât pentru această seară, prieteni, ne revedem mâine, până atunci o noapte liniștită, baftă la pariuri!